ca în fiecare primăvară, majoritatea străzilor din municipiul Sighetu Marmației s-au umplut de gropi. Administrația locală spune că în această perioadă se fac lucrări de întreținere și reparații cu mixtură asfaltică în mai multe zone ale orașului. Lucrările sunt executate de Serviciul Public de Gospodărire Urbană, conform unui grafic întocmit. Este prima dată când am reușit împreună cu cei de la Urbana, Colegia Urbană, să întocmim un grafic de reabilitare a străzilor. Putem vorbi de o mică reabilitare, nu o reabilitare totală, pentru că, așa cum știm, infrastructura Sighetului este destul de precară și aceasta datorită intervențiilor care au avut loc în ultimii ani pe străzile din municipiu, prin acordarea fie la apă canal, fie la gaz sau alte lucrări care au fost necesare pentru locuitorii care locuiesc în municipiul Sighetul Marmației. Da, am proiectat un grafic, bineînțeles prin intermediul celor de la Urbana, un grafic care se întinde pe o perioadă de aproximativ o lună de zile. Vor fi intervenții strict pe deplumbări, după care, în funcție și de vreme, vor continua lucrările de către Urbana potrivit bugetului care a fost alocat prin hotărârea de Consiliul Local, prin hotărârea de buget. Potrivit primarului Vasile Moldovan, acest grafic poate suferi modificări în cazul în care vremea nu va permite intervenția lucrărilor. În ceea ce privește străzile care nu sunt asfaltate și au nevoie de lucrări de reparații, primarul municipiului Sighetu Marmației spune că se va interveni și în aceste zone, chiar dacă aceste reparații sunt doar provizorii. Va merge pe acest sistem de reprofilare, o să încercăm și cu dublu strat mistură asfaltică, banii au fost alocați în bugetul Urbana. Urmează un grafic al străzilor, va fi anunțat ulterior, imediat ce vremea ne va permite. Vă dați seama că intervenții, și eu locuiesc pe astfel de stradă, intervențiile care sunt realizate nu durează foarte mult. Cert este că la prima, a doua ploaie deja gropile revin la loc. Aceasta este situația. Singura salvare este asfaltul, dar trebuie luat pe rând și prioritizat, să zic, într-un fel, nici dacă putem vorbi de o prioritizare, încercăm în funcție de și de documentațiile care le avem să ținem seama de doleanțele fiecărui cetățean. Lucrările de întreținere și reparații cu mixtură asfaltică se vor desfășura cu restricții parțiale de trafic rutier. Graficul lucrărilor de întreținere și reparații cu mixtură asfaltică îl găsiți pe site-ul de știri tvsighet.ro.